Duminică 17 iulie trebuie să fie finalizat recensământul general al populației și locuințelor. Din cauza unei participări sub așteptări, acțiunea a fost prelungită cu o săptămână până duminică 24 iulie. Hunedorenii sunt rugați să-i contacteze pe recenzorii de teren pentru a le oferi datele sau să se prezinte la punctele fixe de recenzare care funcționează la sediul Direcției Județene de Statistică, la primăriile Deva, Brad, Hațeguri, și Petrila, la căminele culturale din Aninoasa și Cigmău, Gioagiu și la centrul de afaceri din Simeria, care au program de funcționare zilnic între orele 8 și 18, inclusiv sâmbăta și duminica. Recensământul populației și locuințelor a fost prelungit până duminică 24 iulie 2022. Rugăm cetățenii care nu au reușit să se recenzeze să stabilească o nouă vizită cu recenzorul de teren sau să apeleze la punctele fixe de recenzare. La sediul Direcției Județene de Statistică din Deva, strada Vramiancu, bloc H1, funcționează un centru de recenzare cu program de la 8 la 18, inclusiv sâmbătă și duminică. Deși participarea la recensământ este obligatorie, în caz contrar cei în cauză riscând amenzi între 1.000 și 3.000 de lei, hunedorenii nu s-au prea înghesuit la recenzare, județul fiind printre ultimele pe țară la acest capitol. În prezent au fost recenzați doar cu puțin peste 85% dintre locuitorii județului Hunedoara. Totodată există posibilitatea ca, la fel ca și în cazul autorecenzării, procesul să se mai prelungească cu încă o săptămână, adică până la sfârșitul lunii iulie.